Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu știu dacă v-ați prins, dar circulă o viroză nașparlie, dacă îmi permiteți cuvântul, căruia a căzut victimă și subsemnatul, care a fost trecut pe antibiotice la sfârșitul săptămânii trecute, lucru care i-a stricat weekendul. Eu pe antibiotice, la mine asta e o raritate, nu iau antibiotice foarte, foarte rar, dar mă rog, asta e, am păzit-o acum vreo două săptămâni, trece foarte greu. Aseară eram, mă gândeam că îmi pierd vocea și zic, ia să vezi cum îmi iau eu vacanță și lucrează colegii singuri, dar uite că încă mai am voce, în fine, asta e. Colegii, prieteni, colegii mei, Zaf și Luca, au scăpat că eu am purtat mască, am fost responsabil. Adevărat. Și aici în studio am stat cu mască să nu le dau ceva, dar am destul de mulți prieteni care au pățit-o. Unii au ajuns cu copii mici la spital, așa de rău se simțeau. Ieri, ministrul Sănătății, Alexandru Rafil, a declarat că, și citez, acesta este un sezon mai intens în ceea ce privește virozele, dar probabil că se va termina mai repede decât în anii trecuți. Avem o situație în fiecare an legată de viroze. Anul trecut au fost mai puține, era stare de restricție, mască și așa mai departe. Ne așteptam, a spus ministrul. Am sunat-o pe doamna dr. Beatrice Mahler, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Bună dimineața! Bună dimineața! Bun, acum voiam să vă întreb dacă dumneavoastră ați observat anumite particularități ale acestui val de viroze. Da, pot să spun că, referindu-mă la pacienții care ajung la Marius Nasta, sunt mult mai mulți adulți care ajung cu o tusă trenantă după acest episod de viroză sau pneumonii care necesită, așa cum a spus și dumneavoastră, tratament antibiotic. Sunt mult mai mulți decât în anii trecuți. Manifestările sunt mult mai brutale din anamneza pe care o avem și sunt de cele mai multe ori în relație cu copiii care sunt în comunități și care ajung acasă cu viroze respiratorii, care până la urmă transmit infecția virală întregii familii. Da, doamna doctor, de ce credeți că nu toată lumea se îmbolnăvește, evident, însă cei care se îmbolnăvesc, aparent mulți dintre ei trec mai greu peste această infecție a noastră? De ce oare? Cred că sunt două variabile aici. Pe de o parte, agresivitatea crescută a acestor turpini virale care acum au și ele terenul de acțiune, ca să ne referim la modalitatea lor de acțiune, iar pe de altă parte organismul nostru, nu trebuie să uităm că atunci când vorbim de imunitate, vorbim de mai multe aspecte care reglează acest sistem imun, nu doar tratamentul cu tablete, nu doar vaccinarea, ci și întreaga condiție a noastră de trai, de la somn, de la alimentație, de la nivelul de stres. Probabil că după 2 ani de pandemie, așa cum atrage atenția Organizația Mondială a Sănătății, stresul a ajuns la o cotă suficient de mare în populația generală încât să afecteze imunitatea. Cred că sunt cele două direcții de care trebuie să ținem cont. Ok, simptomele sunt, și zic din proprie experiență, sunt până la un punct cele obișnuite, adică stare generală proastă, rinoree, tuse, păi ne-am adus și gâtul. Dar când ar trebui să ne îngrijorăm? La ce să fim atenți? Durerea de cap intensă, care poate să sugereze riscul de apariție a sinuzitei, tusea intensă, care poate să ducă la apariția vărsăturilor sau chiar la sincopă, adică pur și simplu tușești până cazi din picioare și, din păcate, ăsta este un lucru extrem de grav care trebuie să te aducă cât mai repede într-o cameră de gardă, să te vadă un medic pneumolog, poate chiar și un medic neurolog, mai ales la persoanele care știu că au probleme circulatorii, persoanele care au avut accidente vasculare în antecedente, persoanele cu alte boli care favorizează imunosupresia. Dar sinuzita asta, așa, cu care dă niște dureri de cap debilitante, asta în cât timp trec după ce ai scăpat de viroză? Cam când scapi? Sigur, aici este specialitatea medicului orele să ne dea răspunsul, însă durerile de cap secundare sinuzitei pot să dureze chiar o săptămână, două, și dacă nu este corect tratată, și atunci când vorbim de tratamentul sinuzitei, vorbim de o curățare corectă a căilor aeriene superioare, un drenaj cât mai bun al sinusurilor, riscul să transformăm o sinuzită în bronșită, iar de acolo pe termen lung să apară patologia respiratorie, este destul de mare. Nu m-a bucurit. Mulțumim foarte mult. A fost în direct la Deșteptarea managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București, dr. Beatrice Mahler. Deșteptarea
cu Vlad, George și Luca la Europa FM.